Ușor, proaspăt și delicat, trezește ispite celui care îl servește. Vorbim despre vinurile roze produse în Moldova. Rozeul a stat o perioadă în umbră, fiind un vin neînțeles. Astăzi însă a devenit în vogă, fiind din ce în ce mai solicitat de către consumator. Vinul roze este un vin de tendință, este de fapt vinul care este cel mai adaptat pentru a convinge un consumator să se inițieze în arta vinului. De ce? Pentru că este un vin care are o culoare foarte atrăgătoare. Rozeul este o culoare a fericirii și culoarea bucuriei. Iar doi, este un vin foarte fructuos și foarte bogat în gust. Rozeul nu este o combinație dintre vinul alb și cel roșu, deși această tehnologie se mai practica și în trecut. Astăzi există mult mai multe metode de creare a acestuia. Nu este un amestec de vin alb și vin roșu, este interzis, da? Amestecul dintre vin alb și roșu, asta este doar în șampanie. Rozeul este un trend foarte bun și este un moment plăcut din cauza că foarte mulți producători au niște rozeuri extraordinare, care sunt foarte bune, da? Ceea ce nu întâlneam câțiva ani în urmă. Cum asortăm noi vinul? Cu ce mâncare? Eu v-aș recomanda o altă atitudine față de vin. Noi încercăm să ne gândim ca un vin ca produs alimentar și asta este foarte bine și încercăm să-i găsim o asociere. Încercați să beți roze pur și simplu, fără nicio mâncare. Les vins rosés moldaves offrent déjà d'intéressantes couleurs rose franc, rose pomelo, rose framboise. Ils sont d'une attrayante couleur. Vraiment, ils sont très appétants. Ils donnent envie d'être goûtés et d'être sentis ensuite, rien qu'en regardant leur couleur. Rozeul este perfect pentru cei care iubesc vinul alb, atât și pentru cei care pledează pentru cel roșu. Iar pentru a vă transforma viața în roz, nu ezitați să vă umpleți o cupă de roze și să o degustați. Într-adevăr, se simt fructele de pădure. Recent v-ați deschis. Cât timp? Jumătate de an. Anul trecut, în timpul ăsta, era doar un concept. Ca timp de 3 luni de zile să amenajăm crama, să o dotăm cu tot utilajul necesar și deja să fim prezenți la vernisaj. Câte vinuri aveți? Ce tipuri? Anul acesta am ieșit cu 4 vinuri, am produs doar 4 vinuri. A fost un an așa, de probă, să-i spunem, să ne testăm pe noi ca oenologi împreună cu colegii. Am făcut 3 vinuri albe aromate și un roze. La roze ne-am inspirat mai mult din țările gen Austria, Germania, unde merg cu vinurile puțin mai dulcii și știm că au priză la public. De-aia și am decis să-l facem puțin dulce și să primit chiar dulce-dulce, demi-dulce. Le place la lume. Când treceți pe piață? Cred că ne lansăm pe piață oficial într-o lună de zile, sperăm. Sperăm să fim gata într-o lună. În acest roze s-au contopit 3 vinuri, Syrah, un soi francez, Feteasca Neagră, un soi autohton și Tempranillo, un soi spaniol. Rozeul este începând de la un pal, un roz pal, până la un roz mai închis, în dependență ce scop își pune acest vinificator și desigur că ține cont de gusturile, preferințele consumatorilor. În general, rozeul este caracteristic femeilor, dar și în rândul bărbaților se bucură de succes. Are miros de căpșuni, cred. Un vin bun. Un desert mai mult, nu? M-am străduit să selectez ceva nou, ceva ce nu mai gustasem până acum și am rămas impresionată de rozeul de la Tu. Îmi place foarte mult și de obicei nu sunt cea care prefer vinurile, dar luând în considerație că este o expoziție extraordinară, sigur că începând cu ziua de astăzi am să servesc și roze. Într-un pahar de roze desușim note muzicale în ritm de vals sau cel puțin asta mi se asociază mie. Vernisajul rozeului și Made in Medellin.